Dublu eveniment la Biblioteca Județeană Ion Minulescu cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului, pentru a sublinia importanța acestui mediu artistic în rândul celor mici, dar și a adulților, instituția de cultură Sletineană va găzdui o expoziție de fotografie, o piesă de teatru, dar și o expoziție de carte. Biblioteca Județeană omagiază această Zi Mondială a Teatrului al treilea an consecutiv. Noi vom pune la dispoziție și o expoziție de carte, cu piese de teatru pentru tot publicul nostru, pentru a citi și piese de teatru. Expoziția va fi realizată de Valeriu Ciurea, care va surprinde lumea teatrului slătinan printr-o colecție impresionantă de fotografii. După acest eveniment, Colegiul Național Ion Minulescu va aduce o scenetă inedită de teatru interpretată de elevi. Biblioteca Județeană va sărbători pe data de 27 martie, Ziua Mondială a Teatrului, printr-un vernisaj de fotografie din lumea teatrului a domnului Valeriu Ciurea, și urmat de o piesă de teatru coordonată de doamna profesor Monica Sterpan de la Colegiul Național Ion Minulescu, împreună cu elevii dumneaei. Doamna Monica Sterpan în fiecare an ne onorează prezența cu o piesă de teatru. Prin felul acesta urmărim să promovăm teatrul către aceste vârste fragede. Slătinenii sunt invitați să cunoască mai bine lumea teatrului la Biblioteca Județeană în data de 27 martie.